sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim, evident, despre senatori și deputați. Timp de trei minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră, cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi îl chemăm la raport pe Dumitru Lovin, ales în circunscripția electorală numărul 40 Vâlcea pe listele ALDE. Înainte să fie în tabăra ALDE, a fost membru PRM și PSD. Se află la primul mandat de deputat. Este membru al Comisiei pe pentru industrie și servicii și vicepreședinte al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții. Este unul dintre cei mai inactivi parlamentari potrivit statisticilor publicate pe site-ul Camerei Deputaților. 9 luări de cuvânt, 33 de întrebări și interpelări, 24 de propuneri legislative inițiate și o moțiune. Durata totală a luărilor de cuvânt este de 10 minute și 6 secunde. În actualul mandat a avut 2319 voturi. Prezența sa la votul electronic este de 89%. Pentru munca prestată în Parlament este plătit lunar cu 10.448 lei. Presa din Vâlcea nu are de spus nimic notabil sau de laudă despre deputatul Alde. Ziarul de Vâlcea.ro scria recent despre Dumitru Lovind că are apucături comuniste și nu suportă ca jurnaliștii să-i critique activitatea. Tot presa locală nota că parlamentarul a ajuns deputat la vârsta Senectuții prin susținerea omului de afaceri Ilie Virgil Bica. Una dintre temele lorilor de cuvânt a fost reducerea perioadei de rezolvare a contestat în cazul licitațiilor. În cazul în care astfel de litigi ajung și se tranșează în instanță, nici chiar Guvernul României nu poate să mai intervină. În acest context vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile concrete la care vă gândiți pentru a reduce termenele de rezolvare a contestațiilor și când ar urma să intre în vigoare, în așa fel încât pe viitor investiții importante pentru țara noastră să nu se mai blocheze din aceste motive, cum s-a întâmplat până acum. Perețelele de socializare postează mai mult citate și comemorări ale unor personalități din literatură și istorie, decât informații legate de activitatea sa în Parlament. Se vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului Alde Vâlcea. Procent ridicat în cazul prezenței la votul electronic. Nu are probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele. Număr redus de proiecte legislative, puține luări de cuvânt, traseism politic, interes căzut pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru activitatea depusă de la începutul mandatului din decembrie 2016 și până acum, îi acordăm nota 5 deputatului Alde Vâlcea, Dumitru Lovin